seara, dragi telespectatori, și bun găsit la emisiunea Învățământ de nota 11 a postului de televiziune Alba Carolina TV. Dragii mei, vom încerca, începând cu această seară, ca în cadrul unui calup de emisiuni pe această temă, pe tema învățământului, să realizăm împreună cu dumneavoastră și împreună cu invitații noștri o analiză cât mai corectă a învățământului românesc în ansamblul său și în special a învățământului din județul Alba. Drept urmare, în această seară, am considerat că trebuie să-l invităm în platoul emisiunii noastre pe unul dintre cei mai cunoscuți manageri de instituții de învățământ din județul Alba, pe domnul profesor Valer Cerbu, directorul Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan. Bine ați venit în cadrul emisiunii Bine noastre. Bine v-am găsit. Și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Cea mai mare plăcere. Oricând. Mă bucur că sunteți împreună cu noi în această seară. Domnule director, aș vrea să intrăm în problemă încă din primele minute ale emisiunii noastre și vreau să vă întreb puțin despre istoria liceului, Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan. Când a fost înființat, dacă de la început a fost așa de grandios și ce mine mai puteți spune câteva lucruri despre istoria? Da. Se pare că ideea înființării acestui liceu apare imediat după Marea Unire. Deci undeva la sfârșitul lunii decembrie deja se discuta de înființarea unui liceu de stat românesc din Transilvania. Astfel că, în februarie, în 3 februarie, deja încep cursurile în acest liceu. Deci suntem, practic, primul liceu românesc de stat din Transilvania. Deci are o valoare deosebită pentru nația noastră, să spunem. Anul viitor vom avea 100 de ani de existență. Deci suntem o instituție venerabilă, să centenar zicem. Centenar și pentru centenar pentru toată lumea, exact. Pentru că este centenarul într-un fel a țării și în centenarul acestei școli a învățământului românesc de stat din Transilvania, de fapt. Deci nu este doar centenarul liceului nostru, este centenarul învățământului românesc de stat din Transilvania. Deci o valoare deosebită pentru toată lumea. Inițial, cursurile încep în grădința de pe Primăverii, este o grădință pe Primăverii și acolo încep, pentru că acolo funcționa o școală de stat maghiară. Și școala aceasta de stat maghiară s-a transformat în școală românească de stat. Asta până în septembrie. În septembrie el se mută în clădirea școlii generale numărul 3, cum îi spuneam pe vremuri, Avram Iancu, în clădirea nouă, în clădirea din spate, cea cu etaj. Funcționează un an, după un an se mută în clădirea liceului de artă, actualului liceu de artă. Și în 1919, spre final, patru familii din Alba donează 4,7 hectare pentru construirea acestui liceu. Deci noi avem 4,7 hectare donate în 1919, proprietatea școlii, domeniul public, să zicem. Așa, liceul începe să fie construit prin 20. Probleme mari financiare au fost în perioada aceea și construcția se finalizează abia în 1938. Abia din 39 am intrat în această clădire. Și aproape 20 de ani de construcție. Dar s-a construit extrem de temeinic, extrem de bine. Doar pentru acoperișul clădirii și pentru ușile de interior și geamuri s-a tăiat o pădure în Harghita, care a stat 10 ani tăiată, deci copacii tăiați, și după 10 ani s-au făcut scândurile să fie uscat. Podul este o operă de artă. Este incredibilă clădirea. Pe fondul ăsta a construcției liceului, școala se dezvoltă extraordinar. A fost o echipă de profesori incredibili. Deci absolut incredibili. Oameni de marcă, oameni care au lăsat multe în jurul lor. Pentru că o parte din colecțiile liceului, colecția de etnografie,
se găsește la zona etnografică a Muzeului Unirii, Sala Unirii. Deci s-a construit într-un fel colecția etnografică pe ceea ce au adunat profesorii cu elevii. A fost un muzeu de istorie. Piesele respective, în fiecare an era tabără de arheologie cu elevii și cu profesorii care sigur. Și o parte din, adică piesele noastre sunt acum la muzeul, la Muzeul Unirii. Societăți de lectură a ciclului inferior, a ciclului superior, revista Gând Tineresc, care apare din 21 și o perpetuăm și în prezent. Și preocupări culturale serioase. Da. Avea o orchestră simfonică de 120 de instrumentiști. Iar Radio România Actualități și-a început emisia cu orchestra liceului. Ce frumos! Deci orchestră simfonică în perioada respectivă. Să înseamnă că au fost și dascăl dedicați. Dedicați. Funcționa legație franceză, legație italiană, legație germană. Avem fond de carte germană, franceză, engleză, donate de ei. Deci profesori de limbă germană, franceză. Deci a fost o efervescență, să spunem, culturală. Practic asta a caracterizat perioada interbelică. Nu o să știți mai bine decât mine. Sunteți în domeniu. Deci perioada interbelică a fost o perioadă, nu știu, incredibilă. Eu și acum mă tot minunesc cum Dumnezeu în acea perioadă au ieșit atât de multe minți luminate. Și ceea ce este curios și care mă deranjează... Au fost performanți și pe plan economic, da, în perioada interbelică, exact, și pe plan cultural. Cultural. Și ce mă deranjează? În acest moment zicem, ăla de la sat n-are nicio șansă. Mă scuzați că divaghez puțin. Zice, n-are nicio șansă. Păi de ce n-are șanse? Păi mari oameni de cultură, mari artiști ai țării, mari scriitori, de unde s-au ridicat? Din marile orașe? Din mediul rural și blaga a fost din mediul rural. Păi cum în acea perioadă se puteau ridica astfel de minți luminate? A dispărut fondul ăsta extraordinar genetic? Pentru că la sat noi avem un fond genetic incredibil de bun, de sănătos. Sigur. Niște oameni, nu știu, incredibil de inteligenți. Și există acea inteligență nativă, exact, sănătoasă. Sănătoasă, nu știu, un bun simț. Necontaminată de modernismul acesta exagerat. Și atunci, unde sunt acești oameni? Că tot acolo sunt. Unde sunt acei copii? De ce nu se ridică acei copii? Unde e problema noastră? O întrebare pe care ar trebui să o adresăm și nu știu, celor aflați la cârma învățământului. Foarte interesant. E foarte interesant. Acum, revenind la liceu, deci crește, constant crește pe plan științific și cultural. Vine perioada 45, 46, 47, când totul s-a prăbușit, profesorii și elevii noștri au intrat în rezistența anticomunistă, mulți dintre ei au fost deportați, închiși pe ani grei de închisoare, mai sunt încă supraviețuitori din acea perioadă, avem și o placă, avem și o carte pe care am dedicat-o acestei perioade nefaste. Deci n-ați scăpat nici colegiul HCC de... Nu. Prigoană... Nu, și o prigoană acerbă. Și 20 de ani de închisoare au făcut unii dintre elevi și profesori. Așa, și colegiul a fost... liceul a fost populat cu profesori făcuți în universitățile acelea muncitore, știți cum au fost atunci, rapid, a decăzut, dar foarte repede, în câțiva ani, și-a revenit. Iar am putea să vă spun că el a fost liceu de băieți și se chema Mihai Viteazul. Inițial a fost Inițial liceu de Mihai Viteazul. Iar în 47 își pierde numele. Trebuia să depersonalizăm școlile și am primit denumirea de școala medie de băieți. Mai era școala medie de fete care funcționa în actuala universitate, în clădirea Mailat, din cetate. Și în 59 s-a hotărât unificarea celor două licee. Fetele primiseră cu un an înainte denumirea de Horea Crușca și Crișan. Iar directorul care a fost numit atunci a fost directorul liceului de fete, domnul Tit Liviu Lascu, un profesor remarcabil de română. O moarte cumplită a avut dânsul, Dumnezeu să-l ierte. Și dânsul a venit cu denumirea de Horea Crușca și Crișan. Liceul continuă să crească, să se mențină destul de bine. În anii 70, știți, tehnologizarea învățământului ce a fost, liceul a devenit iarăși un liceu pilot în România. Era, funcționa în cadrul liceului cea mai mare micro-întreprindere școlară din țară. CELTA se chema. Deci... Ideea industrializării colegilor a trecut și pe la HCC. A trecut, cum să nu treacă. Vreau să vă spun că era organizată exact pe structura unei întreprinderi, cu ateliere de la design
până la foto, tâmplărie, electronică, lăcătușerie, mase plastice, deci absolut totul se produce acolo și se vindea. Se vindeau laboratoare fonice, laboratoare de fizică, de chimie, de biologie, stații de amplificare, deci absolut tot ce înseamnă bănci, deci absolut tot ce înseamnă mobilier școlar. Și a performat liceul extraordinar, și în perioada respectivă, chiar în aceste, în aceste condiții. Exact. După 90 am revenit la ceea ce era tradiție, adică liceu teoretic, cu cele două secții, real și uman, așa cum a fost el constituit de la început și sperăm să mergem în continuare cât de mult să prindă, să dea Dumnezeu, sute de ani încă de acum înainte. Așa, în câteva cuvinte, bine că istoria este incredibilă și pe mine mă pasionează. Astea sunt datele esențiale. Datele esențiale și eu sunt și absolventul acestui liceu și eu sunt legat de el, nici nu știu, nu pot să vă spun cât de mult sau cât de mult, nu știu. Deci aveți o datorie în plus să-l slujiți cu abnegație și pentru faptul că ați fost elev al acestui colegi. Da, și știu, îl iubesc efectiv, adică iubesc. Și ce se întâmplă în învățământ, îmi place foarte tare învățământul, sincer vă spun, și mă doare cumplit când aud oamenii că mai comentează legat, pentru că doar din interior poți să vezi care este realitatea. Sigur că da. Asta e. Statisticile arată că liceul, colegiul HCC este un colegiu de succes. Asta o știm cu toții și nu putem nega. Rezultate deosebite și la bacalaureat și la olimpiade și așa mai departe. Care sunt cauzele succesului acestui colegiu? Există vreo rețetă anume? Nu. Sau un secret pe care numai dumneavoastră îl știți? Liceul este un liceu de tradiție. El e parte a fiecărui Alba Iulian. Pentru că, vrând nevrând, destinul fiecărui Alba Iulian cumva e legat de acest liceu. Că a fost elev, că a avut pe cineva elev acolo, că... Deci totul e în jurul acestui liceu. Și ca tare, de-a lungul timpului, el și-a consolidat renumele prin ceea ce, să spunem, scoate pe piață, adică prin produsele lor. Nu oferim meserie propriu-zis. Noi nu oferim altceva decât o diplomă de bacalaureat care și niște competențe care îți permit să mergi spre învățământul superior și să te realizezi foarte bine în viață. Și, e un punct de atracție pentru părinți, pentru copii, pentru toată lumea. Ca atare, noi am avut probleme de realizare a planului de școlarizare, ca să vorbim în termeni tehnici acum. Așa, noi nu putem să școlarizăm câți elevi ar vrea să vină spre noi. Și ca atare, copiii se îndreaptă, cei mai buni copii din gimnaziu, în general se îndreaptă spre noi. Deci, practic, materialul cu care lucrăm noi este un material de cel mai bun. De clasă, da. Să zicem așa. Practic, tot fac o paranteză. Mă scuzați, nu-i nicio problemă. Mi-aduc aminte, doamnă, o să ajung ca și fărâmă în curte la Dionis. Știți care tot timpul, ca să spune ceva, mai spunea ceva înainte. Vreau să vă spun că eu consider că e mult mai greu să fii dascăl la o școală în care copiii sunt mai slab pregătiți la intrare. Pentru că munca acelui profesor este mult mai grea. Adică să ridici un copil de la o medie de 4 cât intră în liceu sau 3 la un 6 la bacalaureat, mi se pare un lucru extraordinar. Noi preluăm copii la undeva în jur de 9 și ceva, spre 10. Deci tu ai datoria să-i menții acolo, că ce să faci mai mult? Unde să-i duci mai mult? La 11, cum a spus dumneavoastră? Da, dar nu există. Și atunci e un efort conjugat. Profesor, elev. Elevul cere mult și profesorul este și practic succesul colegiului e un firesc. Și atunci este în mod firesc. Ceva deci, natural. Deci vine în mod natural. Plus că ei liceul având cele două secții, real uman cu micile subsecții, fiecare ajunge acolo cam unde se simte cel mai bine, acolo unde simte că ar putea să facă față cel mai bine. Copiii sunt, într-adevăr, deosebiți. Deci, sunt niște copii minunați.
Bine, au și ei aroganța specifică vârstei, au nebunia specifică vârstei, e firesc să fie, că dacă nu sunt așa, înseamnă că nu sunt normali. Așa. Poate că pentru unii, pentru oameni din afară, e ușor deranjat, se pare că ceva nu e în regulă. Ba, este în regulă. Acești copii acum se redescoperă, acum se formează ca și oameni, acum trebuie să înveți să aibă opinie, nu? Sigur că da. Da? Și atunci, dacă chiar își exprimă mai abrupt opinia, e normal la tinerețe, că toți am fost tineri și toți am fost la tinerețe mai intoleranți, nu? Sigur. Toleranța vinată cu, nu știu, facem experiența, să nu zic bătrânețea. Da. Așa că succesul e rezultatul unui efort conjugat. Familiile sunt alături de noi și de copii. Copiii sunt alături de noi, de profesori. Profesorii sunt alături de copii și de familie. Și armonie. Da. Între da. Familie. Să nu cumva să credeți că totul este perfect. Că un astfel de sistem care școlarizează 800 și ceva de elevi, n-are cum să funcționeze impecabil. Dar totul se reglează pe parcurs, se autoreglează și acum, pe de altă parte, dacă am trăit într-un sistem perfect, da, ar fi plictisitor. Nu? Sigur. Adică, dacă se întâmplă ceva într-o zi, zici, Dumnezeu, ceva nu e regulă. Sigur că da. Cum stați cu resursa umană la capitolul corp profesoral? Stăm bine. Deci, 100% profesori calificați, nu există niciun fel de problemă. Suplinitor există la Colegiul HCC, profesor suplinitor? În acest moment avem unul. Un suplinitor. Restul sunt titulari, bine, cu completări de normă, cu detașări pe catedrele rezervate ale colegiului nostru care sunt titulari și sunt în alte unități școlare. Dar ați întâmpinat în activitatea noastră de manager al școlii să întâlniți care didactici care nu se pot adapta sau nu s-au putut adapta la nivelul da. Cerut de colegiul HCC? Da. Sunt. Și ce s-a întâmplat? Colegii după un an au plecat, au renunțat. Unii îi se pare că e prea greu. Adică, deși spuneați că e ușor să lucrez cu... Da, dar poate sunt ușor prozai, dar de multe ori ești de la clasă transpirat. Da. Pentru că nu ai momente de respiro. Acolo duci 50 de minute greu. Și nu există să-i spui copilului așa e. Mă joc întrebă de ce. Și mi se pare normal, eu nu pot să-i spun deci, așa e. Și deci nu poți să-i spui ia și copiază din carte. Doamne ferește, nu se poate așa ceva. Și atunci e clar că efortul e mare pentru dascăl, dar este și o satisfacție specială pe care o ai în momentul în care vezi că au înțeles, vezi pe ochii lor că totul, aveți dreptate. Deci, la ora actuală, majoritatea dascălilor sunt titulari. Cu grade didactice da. Și da. Calificați păi la maxim. Nici nu știu dacă e de bine sau e de rău. 62% din personalul didactic de predare este cu gradul 1. Nu știu ce să zic, e bine, e rău. Păi asta demonstrează faptul că totuși există peste 50% dintre profesori cu gradul cel mai înalt în învățământ. Corect, avem și doi colegi care au doctoratul, deci încet, încet lucrurile se schimbă. Și mai este încă un lucru, nu? Acum de când un an, doi, trei, merge mai repede cu gradele. Pe vremea noastră, știți, erau 3, 5, 5, derogările erau doar la media 10, acum mai repede ajunge la gradul unul decât decât pe vremea noastră. Da. Plus că jur de 46% dintre ei au grade de merit. Deci asta demonstrează. Performează. Deci colegii performează în foarte multe domenii și nu vorbesc doar de domeniul didactic strict. Au foarte multe publicații, foarte multe colaborări, implicați în diferite activități culturale. Zic și activități pe mai multe planuri. Mai multe planuri, sigur că da. Pentru că, de fapt, toate sunt complementare și nu numai, și convergente. Nu știu. Tot ce faci în afară, practic, se întoarce spre interior. Asta e părerea mea. Deci așa ce are și activități culturale. Da, da, sigur. Însă, climatul special e de învățare.
Asta, da, normal că e bine să oferi copiilor și activități extracurriculare. Nu poți să nu le oferi. Sunt foarte multe concursuri, foarte multe, știu, activități de altă natură la care ei participă. Însă, în primul rând, școala. Deci nu doar un sistem educațional sec, ci și activități extrașcolare, recreative. E firesc, nu? Care stimulează dorința de a învăța. Da. Și foarte multe acțiuni de orientare școlară și profesională facem. Foarte multe ne caută, acum avem și norocul că suntem aici, ne caută toate universitățile din zonă și nu numai din zonă, și nu vorbesc de Alba, vorbesc de zona Transilvaniei, vin și au venit de la Craiova, de la București, de la Constanța. Chiar și din sud. Da, și din sud vin și ne caută, pentru că avem absolvenți care sunt studenți acolo. Uh-huh. Și și vin și spun, dom'le, aveți niște absolvenți extraordinari. Am venit să vedem și să recrutăm, dacă se poate și de la dumneavoastră, să mai recrutăm câțiva de aici. Am avut universitățile largă după... Da, după absolvenții noștri. Vreau să vă spun că avem elev, absolvent al nostru, inventator, care i-a oferit Timișoara acum 4 ani, a terminat liceul, și au venit de la Timișoara, au văzut ce lucrează copilul, întâmplător le-am arătat ce face copilul și i-a oferit laboratorul de cercetare dacă merge la ei. Și el s-a dus în anul întâi la Timișoara și a avut laboratorul de cercetare la dispoziție. Ce frumos! Da, da. Au fost primii, s-au grăbit cei de la Timișoara. Să știți că sunt foarte agresivi. Da, da. Păi, da, cred, caută, și eu. Caută, foarte interesant. E o concurență și între universități să-și atragă evident capital uman de sigur, calitate. Sigur, sigur. Care este cea mai mică notă de admitere la HCC? În anul școlar trecut a fost 7.80. 82, da. La ce profil? La uman biling franceză. Iarăși e o discuție pe clasele acestea de biling franceză. Practic este una dintre cele mai spectaculoase clase care există în România. Sunt doar 21 de licee care au astfel de clase. Am înțeles. Ele sunt printr-un acord interguvernamental româno-francez. Și aceste clase oferă la final o diplomă specială de bacalaureat francofon. Cu diploma respectivă, copilul se poate înscrie, este o diplomă internațională. Cu această diplomă, copilul se poate înscrie la orice universitate din spațiul francofon, Franța și restul. Și nu înțeleg de ce limba franceză nu mai are audiența care a avut-o pe vremuri. E o limbă frumoasă, o limbă melodioasă, o limbă de civilizație, de cultură, ca și latina, care e aproape pe, nu să zic pe moarte, pe dispariție. Păi, să o recultivăm. O recultivăm. Și să o promovăm. Dar a murit, acum 2 ani a murit colega noastră de latină, Ileana Corodeanu, să o iertăm. De atunci nu găsim un profesor de latină. De 2 ani această catedră e vacantă pentru că nu am pe cine să... Latină se mai face, cred că doar în facultățile teologice. Și mai este ceva pe la filologie, cred că, dar e latină cu ceva și atunci el preferă să ia acel ceva de lângă latină. Era latină... Era o materie de studiu importantă. Da, și îți dezvoltă creativitatea, gândirea, logica, deci nu e chiar de... Școlile teologice se face chiar și greaca veche, o limbă foarte importantă, deși este o limbă moartă, dar din greaca veche există foarte multe cuvinte în vocabularul modern care au rezonanță. Dar la noi, la biologie, limba greacă veche, majoritatea termenilor sunt de origine greacă. De origine greacă, sigur că da. Și când îi explici copilului, de fapt, de unde vine și ce înseamnă, practic a explicat Bios și Logos. Și unde nu este Logos? În totul, sunt Logosuri. Sigur că da. Corect? Aș ruga pe colegii din regie să difuzeze un mini-reportaj înregistrat astăzi la Colegiul HCC. Sunt foarte curios să auzim părerile elevilor dumneavoastră despre școala în care învață. Și eu sunt curios, că eu nu i-am auzit. Să vedem. Tot frumos, în primul rând, ce-ți place la această școală? În primul rând, oamenii pe care îi întâlnim aici și legăturile pe care le formăm unul cu celălalt sunt unele pe care eu cel puțin am să le prețuiesc pentru totdeauna. Iar școala ne ajută într-un fel pe care noi nu cred că îl vom conștientiza până mai târziu. Învățăm o grămadă de lucruri, trăim cu impresia că multe dintre ele nu ne sunt de folos, dar sunt destul de sigură că o să ajung în momentul în care am să fiu mulțumită că am acordat atenție la ceva ce nu credeam că contează cândva.
Și cred că cel mai mult îmi place la liceu acesta în special este armonia și legătura dintre, nu numai dintre elevi, dar și dintre elevi și profesori. Modul prin care aceștia ne transmit materia și felul în care ne face să o înțelegem ne ajută pe noi să ne dezvoltăm capacitățile de a recepționa informații și de a întreține relații cu oamenii. Cred că cam asta ar fi. Cel mai mult îmi place la liceul acesta pentru că mi-a oferit acces la anumite programe, de exemplu concursul de robotică la care participam. Probabil și știm exemple de alte licee mai slabe la care nu au fost accesibile aceste programe. Totodată îmi place deschiderea unora dintre oamenii din liceu, îmi plac elevii, se vede că sunt oameni de o anumită calitate. Îmi place acest colegiu deoarece este cel mai bun colegiu din județ. Profesori, în primul rând, îmi place că sunt îngăduitori, ne învață bine și îmi plac și colegii. Nu știu, asta nu seră frumoasă în acest liceu și se desfășoară diferite activități interesante. Ceea ce îmi place la liceul nostru este faptul că atât între noi ca și elevi, cât și între noi și profesori, există o relație armonioasă și avem posibilitatea de a cunoaște profesorii noștri și ca și persoane, nu neapărat relația dintre elev și profesor este pusă în valoare, ci reușim să învățăm de la dânsii trăsături de caracter folositoare și pentru viață. În primul rând, profesorii sunt foarte implicați în educația noastră, colegii sunt foarte prietenoși, am legat prietenii pe o viață întreagă, să spunem. Cred că o să mă înțeleg foarte bine și în viitor cu acești prieteni. În școală este o atmosferă relaxată, plăcută, nu suntem foarte stresați, ne putem concentra pe materiile importante. Mie îmi place foarte mult că relația noastră cu profesorii este foarte bine construită și că absolut tot ce se face la școală, la noi, se face cât se poate de eficient și avem posibilitatea să învățăm foarte multe lucruri care la alte școli nu sunt abordate. Te-a ajutat în vreun fel școala? Da, foarte mult. M-a încurajat să merg la olimpiade, să îmi dezvolt interesele și pasiunile și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Cel mai mult mă ajută când plec la concursuri și când mă întorc acasă, nu sunt nevoit, adică mai mult forțat să învăț tot în 2-3 zile cât au făcut ei într-o săptămână. Asta mi se pare mie cel mai mare avantaj, că profesorii nu sunt foarte exigenți cu cei care fac pe lângă școală un sport sau se ocupă cu altceva mai profund decât cu învățat. Pot să spun că școala mă ajută și cu crearea unor noi relații cu prietenii și cu profesorii implicit. Am reușit să călătoresc foarte mult în excursiile organizate în cadrul școlii. Am plecat în foarte multe țări din Europa și pot spune că mă ajută pe plan de dezvoltare personală. Ce îți place la școală? Păi, îmi place că pot să învăț ceea ce îmi doresc eu și pot să mă axez pe ceea ce îmi doresc eu să acumulez pe informația pe care mi-o doresc eu să-mi o însușesc. Domnule director, am auzit părerile pozitive ale copiilor. Se pare că colegul din regie ne spunea că există și ceva probleme negative pe care elevii vor să ni le scoată în evidență, dar în altă parte foarte emisiunii. Bine. Mi se pare că e mai interesant ce este negativ decât ce e pozitiv. Ce dar pozitiv sunt foarte e bine. Curios ce nu le place. Și eu sunt la fel de curios, dar mă bucur că și-a exprimat o părere. Mi se pare logic. Că nu poți regla ceva dacă sigur că toată da. Lumea e de acord sigur cu tine. Sigur că da. Și, doar din greșeli învățăm. Absolut. Aș vrea să vă întreb în continuare dacă ne puteți spune câteva din rezultatele de excepție ale elevilor dumneavoastră. Rezultate cu care ei, într-adevăr, au ieșit în evidență. Ceva actual sau din trecut? Sau... Și din trecut. Rezultate cu care, într-adevăr, colegiul HCC a ieșit da. În față. Toată o recunoaștere a muncii elevilor, că e o muncă totuși ceea sigur ce fac acești da. Copii, muncii elevilor și cadrelor didactice, a fost recunoașterea națională în urma evaluării ARACIP, în care liceul la nivel național s-a clasat pe locul 2 în competiția 10 pentru România. Da. La nivel național locul 2 și locul 1 pe Transilvania.
Consider că este un, sigur că da, un rezultat, pentru că e chintesența rezultatelor. A fost acum vreo 6-7 ani? Acum 10 ani. 10 ani, da. Deci în acel moment a fost locul 2 la nivel național, locul 1 pe Transilvania. La Cluj s-a ținut premiera. La Cluj a fost premierea, dar la nivel regional, pe Transilvania, și la București, la Ateneu, a fost premierea la nivel național. Da. Și mi s-a părut o recunoaștere extraordinară a efortului pe care l-au făcut toate generațiile de dascăl și de elevi care au trecut prin această școală. Noi, întâmplători, am prins momentul respectiv. Deci noi suntem beneficiarii, să spunem, a tot ce a fost și înainte de noi. Să insistăm pe ideea că această recunoaștere a fost făcută de un organism neutru. Neutru, Aracipu, sigur Aracipu, că da. Deci nu a fost făcută de niciun alt. Cineva din Alba Iulia sau din Alba. Nicio formă, au fost niște grile de evaluare foarte clare în care s-au văzut rezultatele pe ultimii 20 de ani, deci nu a fost un lucru făcut în pripă. Deci a fost un studiu extrem de științific. Și la această evaluare au participat și alte colegii naționale. Da, din normal, Sfiruri, normal. Deci nu doar noi am participat. Era culmea să participăm doar noi. Există o concurență între colegi, da. Există o concurență între colegi. Da, la nivel național, între liceele, marile licee din țară. Deci asta mi s-a părut un moment extraordinar de recunoaștere a ceea ce reprezintă această școală sau ce a avut această școală de-a lungul generațiilor pentru comunitate și, dacă stau să mă gândesc, tu pentru comunitatea națională, pentru internațională, pentru că absolvenții noștri îi regăsim peste tot în lume. De la cercetător la NASA până, eu știu, oriunde, actori, regizori, pictori, oameni de știință în diferite domenii, deci în toate zonele, în politică, evident, și mi se pare firesc să se implice în politică. Eu tot timpul le spun implicați-vă. Ne puteți da niște nume de absolvenți? Da, vă dau, începând cu Romulus Rusan, da, pe care toată lumea, Salade, pe care toată lumea cunoaște, Horea Tecău, Paștină, pictorul Moga, de exemplu, da. Moga, care este tot absolventul nostru, așa, Totoian, marele endocrinolog de la Sibiu, tot elev de-a nostru, Rodica Pop, care a murit, mare om de cultură pe limba franceză. Deci și vă pot spune în acest moment, noi am scos niște cărți, să zicem, în care ne promovăm foști absolvenți, liceeni odinioară, și acolo, în aceste cărți, avem biografiile, micile biografii a tuturor absolvenților noștri. Ce frumos! Deci găsim absolvenți de HCC peste tot. Peste tot. Peste tot. În politică găsim? Da. Ne puteți da un nume sau două? Păi, eu pe viceprimar, pe Pleșa, care e acum acolo, este absolventul nostru. Uite, apropo, tatăl lui, domnul Pleșa, marele arhivist, pe care bănesc că l-ați cunoscut, sigur, da, un om incredibil, cu Dacu Romania, cu revista, cu tot. E la noi, de fapt, își desfășoară activitatea de după masă în liceu, pentru că n-au un sediu și atunci după masă vin și utilizează spațiile noastre pentru a scrie. Mi-e foarte drag de oamenii ăștia care fac un lucru extraordinar pentru noi. Așa. După aceea mai sunt. Deci important este că absolvenții, cred că n-ar fi bine să, RCC-ului se găsesc, da, peste tot. Mai bine să nu mai amintim pe ceilalți. Sigur, fiecare în locul lui. Sigur. Nu știu, pe aceea te uiți pe careva și da, e bine de plăcut. Important e că în toate domeniile de activitate, da, găsim absolvenții. Și să știți că eu, copiii mai încep să se plângă. Că așa, că merge cu lucrul ăsta, nu merge cum am vrea noi. Și am zis și eu le spun, după ce terminați, implicați-vă. Voi sunteți cei care veți schimba lucrurile. Noi am schimbat atât cât am putut. Mai schimbăm ce mai putem schimba. Suntem într-un fel tociți, hârșiți de atâtea influențe externe care au fost plasate. Voi care aveți entuziasm, aveți putere, voi implicați-vă, voi mergeți mai departe, voi puneți-vă în aplicare ideile respective. Iar dascăli au obligația să le creeze un drum corect și corect, sănătos în viață, exact, și o mentalitate sănătoasă. Indiferent ce cale politică ar lua, dacă tot vorbim de politică, însă să fie bazată pe valori, adică să crezi în ceea ce faci. Sigur.
Sigur că da, pe valori și pe bun simț, pe corectitudine. Corect. Pentru că, până la urmă, și politica este o meserie și este, dincolo de meserie, o artă. Sigur că da. Și o artă a oamenilor inteligenți. Sigur că da. Cum stați cu dotarea materială la colegiu? Avem... Aveți de toate? Sau... Avem de toate și n-avem de toate. Adică, dacă o discutăm în termeni, să mai spunem, există acele dotare, laboratoare performante, exact, cum erau înainte de 89. Sigur, sunt modernizate, sunt aranjate, sunt, să spunem, actualizate și utilizabile, nu? Și utilizabile la zi. Vă întreb asta pentru că în foarte multe școli laboratoarele au intrat oarecum într-o perioadă de regres. Sunt laboratoare de informatică, avem centru de informatică și acolo am fost unul dintre promotorii, să spunem, informatici la nivelul județului. Am câștigat primul concurs în 92, computere pentru licee. Și atunci am fost odată 92, am primit 25 de calculatoare, imprimantă, fotocopiator, în conexiune la internet. De atunci am început cu informatica. Și după 2 ani deja aveam olimpici internaționale informatică. Țarov, Gheorgheoiu, deci oameni deosebiți, Ileana, Maria, deci oameni extraordinari, s-au ridicat în perioada aia rapid. Bine, era și ceva foarte nou, foarte interesant. Atunci cu toții vroiam să învățăm, să vedem ce cu calculatorul. Eu înțelegeam că e o mașină de scris. După aceea am înțeles ce poate să facă un calculator, un laptop. Deci am crescut și noi atât cu toată generația asta de... Era un 286 am primit atunci. 286, deci erau primele generații de un computer. Incredibil. Așa, și... legat de zona asta, avem centru de informatică. Și care... sunt performante laboratoarele, în sensul de a... Da, adică sunt exact standardele prezent. Toate sunt echipate cu licențe Microsoft și avem Windows 10 și Office 2016. Deci suntem în top cu ele. Acum am participat și noi la concursul acela, știți, la nivel național pentru dotarea unui laborator, dotare de un laborator de informatică pe care l-au inițiat japonezii și am câștigat un astfel de laborator ca să creăm un centru de excelență pentru copii, pentru că ar fi a doua experiență cu centru de excelență. În 92 am câștigat proiectul computere pentru licee, tot pentru că am oferit laboratoarele pentru comunitate. La noi veneau copiii de la școlile gimnaziale din Alba, de la Palatul Copiilor, veneau adulți pe care alfabetizam digital. 3 ani s-a lucrat după mesele cu comunitatea locală. Cu fundul de carte, cum stați? Extraordinar. Așa, și legat de asta, avem laborator de fizică, chimie, biologie, săli multimedia, 2 săli multimedia, care sunt funcționale, nu sunt în circuitul de clasă. Ele sunt libere și elevii cu profesorii merg în laborator când au de desfășurat o activitate practică și desfășoară activitatea în laborator. Deci ele sunt libere permanent. Libere în permanent ca să fie utilizate de către elevi. Deci stau la dispoziția celor care exact. Există o programare, profesorii se programează la laboratoare în funcție de ce au de lucru în ziua respectivă. Așa. Cu fondul de carte. Avem undeva în jur de 29.000 de volume de carte. Avem, de fapt, două biblioteci. O bibliotecă de carte veche. Deci, cartea veche am mutat-o din spațiu mare al bibliotecii. Deci, n-ați aruncat nimic. Nu, pentru că este carte de valoare. Carte de la 1700-1800. Carte donată delegația franceză, germană, italiană. Nu poți să arunci astfel de valori. Sigur că da. Sunt profesori care vin și de la universități, care studiază și care caută carte veche la noi. Chiar și cărțile din perioada dinainte de 89, zic eu că merită ținută. Să știți, am ținut. Așa, iar biblioteca, și valoare istorică. Da. Iar biblioteca, vreau să vă spun că este transformată în CDI. Acum toată lumea știe ce înseamnă Centrul de Documentare și Informare, însă CDI-ul de la Alba Iulia are o conotație specială. În 99-2000 s-a încercat implementarea acestor centre de documentare și informare în România în cadrul proiectului bilateral româno-francez. Prima formare pe această problematică s-a făcut la noi la liceu.
Deci, da, au venit francezi, de la Ministerul Educației Franței, de la Sèvres, de la Centrul lor Pedagogic, și au fost implicate în acea fază 5 județe. Un liceu dintr-un oraș și un gimnaziu de la sat. Noi am fost selectați ca liceu și Vințu ca și gimnaziu. Am făcut prima formare pe CD-uri, nimeni nu prea știa despre ce vorba în CD-uri pe vremea aceea, și a trebuit ca să implementăm acest CDI în școală. Nu prea înțelegeam despre ce vorba în momentul respectiv. Prima dată l-am pus într-un alt spațiu și după 2 ani a fost o evaluare a partenerilor francezi, o evaluare externă, extrem, extrem de dură evaluarea respectivă, și la nivel național, dintre cele 10 centre care trebuia să funcționeze, noi am primit cel mai mare punctaj. Și ministerul ne-a spus după evaluare, până în toamnă, asta era undeva prin martie, până în toamnă trebuie să fiți primul liceu din țară care integrați resursele bibliotecii în resursele CDI-ului. Biblioteca era bibliotecă clasică, cum toată lumea știe care este o bibliotecă. Un CDI este un spațiu de documentare cu acces liber la raft, cu spații de lectură, de loaziri, de folii multimedia și mai departe. Am spus, nu pot să fac asta. Asta era fiind în martie. Nu pot, pentru că în octombrie trebuia să fie o inaugurare, când au fost invitați toți inspectorii generali din țară, a fost ambasadorul Franței, a fost ministerul învățământului, nu știu cum se numea în perioada respectivă. Deci a fost o manifestare din asta, extrem, extrem de mare. Păi zice, ambasadorul și ministerul trebuie să vină în octombrie. Uh-huh. Fă-l. Asta a fost un lucru incredibil, ca să transformăm biblioteca în CDI. Cu sprijinul primăriei, că doar așa se poate, am reușit ca în octombrie să îi dăm o nouă față. Și astfel că am fost prima școală din România care a implementat un CDI în cadrul resurselor bibliotecii. Și de la noi, practic, da, am fost pionieri în acest domeniu și în mai multe domenii, normal, și vreau să vă spun că de la HCC din Alba a pornit acest proiect apoi în toată țara, da. Da. Dacă și la noi era rău, cum au fost în celelalte, probabil că se stingea acest proiect care este minunat. Pentru că la noi, demonstrat că se poate. Că se poate. Vreau să spun că la noi CDI-ul este un fel de inimă a școlii. E programare pe toate sălile din CDI pentru a se lucra, pentru că lucrezi cu materialul documentar, înveți să te documentezi, sigur, să selectezi informație, să prelucrezi informație. Ai o groază de resurse acolo, de la resurse multimedia, internet, până la resursa electrică. Și ca atare se pot desfășura orice. Aici se pot desfășura orice. Deci poți să faci orice. Aici copiii se pregătesc pentru olimpiade, ai totul la dispoziție, nu te duci la raft, îți iei cartea, tot. Totul este informatizat. Deci tot fondul este informatizat cu cod de bară, se citește. Deci avem o colegă la bibliotecă extraordinară, a reușit în 2 ani să informatizeze absolut toată biblioteca. Ce biblioteca frumos. CDI. Și totuși, 29.000 de volume nu este. Iar fondul care este jos, în sălile de lectură care le avem, este fondul dinamic. El se schimbă permanent. Adică în funcție de cerințe, de dorințe, de eu știu ce se cere în momentul respectiv de către cadre didactice, de către profesori. Foarte iar ceea frumos. Ce e mai static se mută în depozitul de carte, pentru că n-are sens să încarci sigur. Zona asta cu atâta informație. Dar e... Noi suntem foarte încântați de centrul ăsta. Adică e chiar funcțional. Și dă rezultate. Da, să știți că chiar dă rezultate. Chiar. Vreau să vă întreb în continuare un subiect, să discutăm despre un subiect foarte sensibil și foarte prezent în media în ultima perioadă. Siguranța elevilor și a cadrelor didactice în mediul școlar. Cum se poate lăuda colegiul HCC la capitolul siguranță? În sensul a obținerea autorizațiilor sanitare și de securitate la incendiu. Că acestea sunt autorizațiile care ne spun că, într-adevăr, o clădire sau o instituție este sigură. Corect. Din punctul acesta de vedere. Încep cu autoritatea sanitară pe care am obținut-o printre primii de la nivel de județ. Nu au fost probleme. Nu au fost niciun fel de probleme legate de autorizație, pentru că corespundem din toate punctele de vedere. Așa, în ce privește siguranța la incendiu.
Cunoașteți că o legea problemă a fost foarte discutată. Foarte discutată. Problematica a fost destul de ciudată aranjată. S-a zis că în cele care sunt construite înainte nu trebuie, după aceea acum trebuie. Deci nici acum nu e foarte, foarte clară zona și asta. Și HCC-ul unde se încadrează? HCC-ul se încadrează la faptul că trebuie să-și obțină autorizație. Deci trebuie să obțină până la urmă. Trebuie să obțină până la urmă, corect. Acum vreau să vă spun că noi suntem foarte vizitați de către organele de control. Pentru că este o clădire sensibilă din foarte multe puncte de vedere. Cred că și de patrimoniu. Nu, nu, de, nu patrimoniu, de patrimoniu. Nu. Fiind așa veche. Da, și... nu de patrimoniu. Deci puteți face intervenții. Sigur, se pot face intervenții. Vreau să vă spun că cei de la pompieri la noi își fac aplicațiile mari, în podul nostru și acolo. Da. Deci ei cunosc foarte bine, foarte bine clădirea. Avem controle anuale, cum are toată lumea. Întotdeauna am încercat să reglăm tot ce ni s-a trasat în termene, mă rog, așa, rezonabile. Practic, am rezolvat problema hidranților, ieșirilor, accesului, deci totul a holurilor, deci totul corespunde în acest sensul acesta. Nu, deci noi am mers în anii trecuți exact pe ceea ce primeam în urma constatărilor pe care dânșii le făceau. Și totdeauna le spuneam, te rog, mă scrie tot, adică tot ce trebuie să scrii, pentru că până la urmă, Doamne Dumnezeule, ideea este să asigurăm această securitate a copiilor, pentru că Doamne ferește ce se poate întâmpla într-un mamut de clădire cum e asta. Și cu atâția utilizatori. Atâția utilizatori, că nu e unul singur. Așa, și... Și în ce fază? În faza în care, după ce finalizăm, deja am discutat faza de proiect, dar n-am putut să demarăm nimic în acest moment din cauza instalației electrice, pentru că după ce terminăm instalația electrică putem să intrăm, pentru că asta era marele off al nostru. Instalație din 38. Și funcțională și acum? Fără probleme. Adică fără probleme. Mă rog, deci a funcționat până acum. A funcționat. Și acum terminăm această lucrare care este, vreau să spun că se schimbă tot. Cabluri, corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare, se iluminează, inima de siguranță, absolut tot. Reflectoare cu senzor de mișcare pentru noapte, pentru tot. Deci va corespunde din acest punct de vedere. De avertizare, de tot, absolut, ghidaj, da, de evacuare. Hidranți, iluminați, deci absolut totul. Deci din acest punct de vedere va corespunde. Asta era cea mai mare problema noastră. Și acum demarăm în mod normal. Deci sunteți pe drumul de obținere. Suntem pe drumul de obținere, da. Pentru că am asigurat... Nici nu știu ce se mai poate... Mai avem o singură problemă la hidranți. Coborârile, mă rog, trebuie schimbate pentru că nu mai corespund ca diametru. Trebuie diametru mai mare pentru coborârile respective. E așa a fost proiectate când am avut hidranții din proiectul clădirii. Și acum totuși trebuie sparte coloanele. Deci să uităm că e vorba de o clădire din 38 care trebuie adaptată la cerințele moderne. Actuale. Deci nu avem foarte mult. Bine, va trebui făcut acele guri de apă în afara școlii. Da. Rezolvăm. În ceea ce privește împrejmuirea, e rezolvată problema accesului în școală, în sensul de a fi protejați copiii de aici, posibile veniri din afară. Sau chiar tot colegiul este, tot colegiul este supravegheat de 72 de camere video. Deci toată școala. Practic și exteriorul și interiorul este controlat video. Avem o cameră imensă de monitorizare după ultimele standarde aranjate. Doar la etajul 2 avem monitorizare audio-video, în rest e doar monitorizare video, pentru că la etajul 2 se desfășoară toate examenele naționale, de la definitiva, titularizare, bacalaureat, mă rog, poliție, toată lumea care își face un examen vine și dă examenele la noi, pentru că condițiile sunt impecabile. Deci odată este monitorizarea aceasta video impecabilă. 2. Am avut o problemă cu ISU, pentru că teoretic toate ușile trebuie să fie deschise. Dar eu nu pot asigura la 7 intrări câte avem în școală, 7 pasnici. Pot asigura doar un singur pasnic. Și atunci am mers pe sistemul de interfon, știți, cu deschidere. Deci din afară nu se poate intra, dinăuntru doar se apasă pe buton și se deschid ușile fără niciun fel de problemă. Deci e ok. Accesul în școală doar pe o singură ușă, unde este portar
24 din 24 în 3 schimburi și portarul are la intrare un mare monitor în care vede absolut tot de pe camerele și de supraveghere. Și în regulă acea intrare. ISU. Da, e în regulă. Deci ei și-au dat acordul că deci e în totul. În caz de evacuare se poate face evacuare. Pentru că a trebuit să schimbăm și ușile. Ușile erau proiectate să deschide spre interior. Da. Am schimbat ușile cu deschidere spre exterior. Deci, oricine intră, trece obligatoriu pe la portar. Deci nu poate intra nimeni în școală. Nu. Și n-am întrebat de pasnic. Nu. Și n-am avut niciun fel de problemă deosebită. Au mai intrat că în pauză, când e fluxul foarte mare de elevi, mai poate scăpa câte cineva. De câteva ori au intrat vreo doi pe care imediat, pentru că și elevii văd și profesorii și mi-a spune, vezi că este unul acolo și imediat. Și eu când am intrat am fost luat la întrebări foarte bine. Dar normal că întreabă, adică nu este super. Sunt unii care se supără, că vin, ce domnule mă legitimez? Nu e supărare. Vreau doar să știu unde te duci, ce faci, că nu poți să te duci chiar oricum. Asta demonstrează că școala are un administrator care știe și tot ce se petrece. Să știți că și personalul didactic, auxiliar și didactic e foarte, foarte, foarte implicat. Cred. Și ei țin foarte mult la școală. Cred. Sunt deosebiți, chiar deosebiți. Zic că avem puțin. Acum, normal că și investiția va fi foarte, foarte mare în final ca să asigurăm toată. Important e că bine, e făcut analiza de risc, deci toate, deci suntem pe calea cea bună. Aș vrea să rog colegii din studio să dea și filmulețul cu... Ce nu ne place. Nu cred că are neapărat legătură cu locul, cu liceul acesta, ci mai mult cu... cred că, de fapt, problema pe care eu nu o agrez este la un nivel mai înalt, și anume faptul că uneori cred că s-ar putea face într-un mod mult mai interactiv. Informațiile ar trebui transmise și filtrate printr-un... consider că ar trebui să abordăm o nouă modalitate, nu de a preda, ci de a transmite informația și ce fel de informație ajunge la elev. Cam asta ar fi lucru, pentru că cred că totuși suntem în secolul 21, am evoluat foarte mult și cred că s-ar putea face câteva schimbări legate de acest lucru și să nu avem aceeași programă sau aceeași modalitate de a învăța ca și bunicii noștri. Nu știu dacă ține neapărat de liceu, sunt unele chestii învechite, tehnologia nu e neapărat de cel mai mare nivel, programele școlare, materiile, poate, nu știu, anumite sisteme, cum sunt în Statele Unite, unde îți poți alege tu materiile. Nu știu, este greu să zic ce nu-mi place. Poate, nu știu, nu-mi place că sunt destul de multe materii, mai ales acum pe clasa 12, pe care nu ar trebui să ne concentrăm atât de mult și cred eu că ar trebui să ne concentrăm pe cele din care dăm bacalaureatul în principal. Lucrurile care nu-mi plac, cred că nu țin neapărat de școala noastră în sine, ci de învățământul acestei perioade în care trăim, de programa care nu mai este atât de digerată de tinerii de vârsta mea, de înțelegerea programei. Nu știu, eu iubesc să citesc și îmi dau seama că programa, de exemplu, de la literatura română este mult mai depășită decât ar trebui să fie. Nu este neapărat o chestie care nu-mi place la liceu, e o problemă mai mare. Există unele, nu neapărat materii, programa este destul de încărcată, avem de învățat multe chestii. Nu-mi place faptul că programa este foarte comprimată cumva și că trebuie să învățăm mult într-un timp foarte scurt și aș propune să putem alege ce să învățăm, anumite materii și pe care să nu le învățăm. Pentru că la vârsta noastră deja avem foarte multe interese diferite și fiecare alege ce-i place. Ce nu-mi place? Păi bănesc ca la toți elevii programa, că este destul de încărcată. Cum eu sunt la Mate Info, trebuie să fac și alte materii care nu țin neapărat de ce vreau eu pe mai departe, cum ar fi informatica sau matematica, și este destul de greu ca să le faci pe toate, să înveți cât trebuie la fiecare și să te poți axa mai departe doar pe 2-3 materii. Faptul că sunt destul de multe materii, iar unui elev ar trebui să-i se permită să se concentreze pe
ceea ce își dorește el să învețe. Și mulți profesori se așteaptă ca un elev să învețe ceea ce nu țin, lucruri care nu țin neapărat de profilul său. Deci am urmărit împreună astăzi denotă maturitatea elevilor noștri. Da. A elevilor de la HCC în speța de față. Admirabile puncte de vedere. Ar trebui să ne dea de gândit. Nouă ca dascăli, ce ar trebui să facem în continuare? Dacă ați întrebat dascălii ce nu le place, cam tot aici. Aceleași probleme. Aceleași probleme. Programa încărcată, prea încărcată, prea mult, prea mult, prea mult. Materia neadaptată cerințelor actuale. Dar e un proces greu. Atât reformarea materiilor, cât și adaptarea programelor și a materiei. Elevii ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta și să se adapteze și ei din mers. Auzeam unul dintre elevii dumneavoastră reproșând faptul că li se impune de către dascăl să învețe și la alte materii decât cele la care ei, de fapt, sunt specializați sau vor să se specializeze. Dar cred că trebuie să-i conștientizăm pe dragii noștri elevi că învățământul liceal este și cel gimnazial este un învățământ de cultură generală. Iar ca să fiu un foarte bun informatician, cred că... Mai trebuie și altceva. Mai trebuie și altceva. Și multe altele. Cultură generală. Ca să fiu un om complet. Corect. Eu vreau să vă spun că aceste discuții le am... Și sunt utile. Da, nu chiar zilnic. Da, la 2-3 zile avem o discuție cu o clasă, cu 2 elevi, cu 3 elevi, cu un părinte și care se plâng prea mult, prea mult, prea multe materii. Numărați câte medii are, numărați câte nu trebuie să primească într-un semestru și așa mai departe. Și eu le spun un lucru. Nu știu că e ok ce le spun, dar eu așa văd lucrurile după atâția ani. Dom'le, în liceu este liceu de cultură generală. Noi suntem liceu de cultură generală. Eu trebuie să-i ofer fiecărui copil, nu eu, sigur, sistemul liceal de cultură generală, trebuie să-i ofere o paletă foarte largă de opțiuni. Și informații cât mai largi. Cum pot eu să optez pentru ceva dacă nu știu nimic despre acel ceva? Sigur că da. Sigur. Păi nu pot să fac doar română cu tine, nu? 18 ori pe săptămână sau 20 de ori pe săptămână și în rest să nu fac nimic. Și să las istoria sau geografia sau filozofia. Probabil că se va îndrăgosti de istorie. Absolut. Când află. Absolut. Normal, dacă nu fac istorie, de unde știu dacă o să-mi placă sau nu o să-mi placă? Eu trebuie să ofer, este ca și o mâncare, dacă nu am gust, de unde știu dacă e bună sau nu e bună? Pot să zic că nu-mi place? Sigur. Deci trebuie să ofer de toate. Logic, fiecare profesor ține la materia lui, zic în ghilimele, ține la materia lui. Doi, elevii aceștia pot să deie. Și normal că te doare sufletul când știi că el poate să deie. Și că, de fapt, și materia ta... Pune o cărămidă la devenirea acelui elev. Normal că ții să înveți ceva. E rău că ești la matematică, informatică și te duci la informatică și vezi biologie? E rău? Nu e rău. E rău că înveți română? Nu e rău. E rău că înveți limbi străine? Nu e rău. E rău că înveți geografie? Păi dacă o să fii informatician în zona respectivă? Eu tot asta zic. Bă, voi puteți să fiți informaticieni în orice domeniu. Ia uitați-vă puțin. Se mai poate face medicină fără informatică? Nu. Se mai poate face, eu știu, chimie fără informatică, fizică, fără... Nimic nu se mai poate face. Și atunci, dacă găsiți zone de nișe, aici vă puteți realiza că a scris un program oarecare, oricine poate, nu? Dar aici, în zonele de nișe, trebuie să intrați. Și atunci îți oferă această paletă largă. Și acum, vreau să știți ca și mine, cu cât încerci mai multe lucruri din diferite zone, nu, ale cunoașterii, cu atât mintea se deschide mai bine. Sigur că nu. Nu? Acum, normal, când am fost elev și eu m-am plâns și cred că și dumneavoastră v-ați plâns. Absolut. Eu sunt convins că ne-am plâns cu toți. Adică, domne, prea mult îmi cere profesorul, prea mult vrea de la mine. E normal, adică e perioada în care vrei să ai și timpul tău liber, vrei să zburzi. Lucru firesc, să-ți placă anumite materii, altele să nu. Dar în ceea ce privește programa școlară, copiii au dreptate. Pentru că, întorcându-ne acum la lucrurile, să spunem, de bază, noi încercăm să promovăm învățământ bazat pe competențe. Păi dacă numeri câte competențe trebuie să formezi într-un an prin programa școlară, îți dai seama că este imposibil. Că da. Este imposibil să le abordezi pe toate. Da. Sau să le formezi în mod normal pe toate. Este anormal să formezi 20 de competențe la o clasă cu materie infernal de multă. Se ajunge astfel la revers. Adică ce fac? Galopezi prin materie, nu te mai interesează
competența, ci ca să știe copilul. Da. A ști nu e o competență. Sigur că da. Și atunci, dacă descongestionezi programele, lași timp profesorului și elevului să poată să lucreze împreună. Să-i dezvolți competența copilului. Programe care să stimuleze interesul. Exact, să stimuleze interesele. Programele actuale, da, sunt la nivelul anilor 2000. 2004, da. 2005, 2006, 2009, cam acolo s-au oprit programele. E clar, doar a cincea, e 5-8 acum care intră în lucru, în, da, așa, care ați văzut că este sub cu totul și cu totul altă formă de abordare a programului, cu multe activități care îți arată cum să evaluezi, ce să faci cu competențele respective. Liceul încă n-a ajuns aici, o să ajungă și liceul. Dar e așa un paradox. Învățământul, practic, e cel mai inovator domeniu, dar în același timp atât de greoi. Tradiționalist. Este. Deci, mișcă greu. Da, se mișcă greu. Dar în același timp e foarte inovator. Da. Nu? E un paradox foarte interesant în zona asta învățământului. E contrastant. Contrastant, exact. Pe o parte este tradiționalist, se mișcă greu, pe o parte e și stimulant. Și mișcă toate lucrurile. Și până la urmă, să fim serioși. Tradiția e chiar așa de proastă? Nu. Oare să ne construim viața fără tradiție? Oricum a avut o tradiție puternică și valoroasă, pe care nu putem nega. Normal. Și noi suntem produsul acestor, sigur că da, generații, nu? Care au lucrat și care au așteptat un învățământ bun, să zicem. Sigur că da. Nu zic foarte bun, zic bun. Domnule director, mi-a făcut o deosebită plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră în această seară. Îmi pare rău că am avut doar o oră la dispoziție, că dacă mai aveam oră, cu siguranță o umpleam. Și mai mult. Din expunerea dumneavoastră mi-a stârnit curiozitatea față de colegiul HCC. Curiozitatea din foarte multe puncte de vedere. Să văd și eu clasele, să văd și eu CDI-ul, să văd biblioteca. Când doriți. Mi-ar plăcea să asist și la câteva ore, să văd interacțiunea dintre elevi și profesori și cu siguranță această curiozitate ați transmis-o și telespectatorilor noștri. Sper, din tot sufletul, pentru că... Și asta se va vedea la evaluarea națională, când din nou sute de copii vor sta la rând să intre în școala dumneavoastră. Eu vă invit cu drag oricând, vă invit să aveți o emisiune cu copii, doar că acești copii chiar au multe de spus și sunt copii desinhibați, puteți discuta orice problemă cu ei, puteți să abordați multe probleme și probleme de tinere, să spunem specifice tinerilor, dar și probleme profunde ce țin de învățământ. Ne anunță ce de la regie că timpul nostru a expirat. Vă mulțumesc încă o dată, vă urez succes mulțumesc. În activitatea noastră de manager al acestui colegiu de prestigiu. Sănătate să aveți și numai realizări dintre cele mai bune pe toate planurile. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. Vă mulțumesc. Și să ne vedem cu bine oricând. Sănătate multă. Doamne ajută la toată lumea. Dragi telespectatori, am încheiat această primă emisiune din cadrul acestui calup pe care sper să-l desfășurăm până la urmă, de emisiuni dedicate învățământului românesc. Gazda dumneavoastră, Daniel Fonoage, și invitatul nostru din această seară, domnul director Valer Cerbu, urează toate cele bune. O seară bună tuturor. La revedere.